următorii 5 ani să facem mai mult noi pentru români, pentru că suntem datori și avem restanțe. Deci statul are restanțe. Trebuie să facă lucruri pe care alții. N-am vrut să vă zic, dar suntem mulți care simțim asta. Exact. Să restanțe și le facem și testele pe timp. Eu cred că în următorii 5 ani trebuie să, și am spus, trebuie să închem un capitol trist din istoria asta recentă a României, să se termină autostrada și Sibiu Pitești. Vreau ca românii să se urce pe autostradă la Constanța și chiar dacă doar așa lejer să ajungă la Viena și să bea o cafea, dacă vor să bea o cafea la Viena. Chestia asta a rămas, să trecem în Carpații, vreau să facem să trecem în Carpații cu autostradă. E foarte important pentru mine, asta personal. Pentru mine care vin din, cred că înțelegeți și dumneavoastră. E important să trecem în Carpații. Vin din Ardeal și să nu pot ajunge pe autostradă între două regiuni istorice ale României, mi se pare că... Asta e altă parte importantă. Trebuie să unim România și Ardealul și Moldova și Muntenia, Țara Românească, să fie unite și prin autostradă. Salut și bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului Fain și Simplu. Cred că o să vă surprind în această săptămână. Invitatul meu este premierul României în funcție, domnul Florin Câțu. Vă salut și bine v-am găsit. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat, cred că prima oară, pentru prima oară să veniți la un... la un mod foarte liberal și democratic de broadcasting, la un podcast. Mulțumesc mult pentru invitație. Da, sunt pentru prima oară la un podcast. Și o să vedem ce o să iasă. Dar e... de mult îndoream modul ăsta de a avea o discuție onestă. Uh-huh. Ești în studioul la televiziunii, acolo sunt anumite rigori, dar sper că în acest format... putem să discutăm liber și putem să exprimăm cu atât lucrurile mai altfel pentru oameni, să le înțeleagă. O să vorbim despre România, o să vorbim despre prezent și despre viitorul României, dar așa cum v-am obișnuit, la Fain și Simplu plecăm întotdeauna de la povestea personală care e spus aici la o masă de lemn, la care încerc mereu de fiecare dată să găsesc un punct comun cu invitații mei și pentru că probabil distanța dintre noi, cel puțin ca percepție, e foarte mare, punctul comun pe care l-am găsit cu dumneavoastră este dragostea, pasiunea pentru cafea, pentru cafeaua de specialitate, care e de fapt cafea. Da, da, și am descoperit cafea de specialitate foarte mult. Eu nu sunt foarte vechi în acest domeniu. Sunt câțiva ani, 4-5 ani de zile. Beam ca toată lumea espresso acela mai amărui, așa, super prăjit, eram ok. Și cred că am băut prima cafea bună, am luat de la o prăjitorie din București, dacă pot să-i spun numele. Sigur, orice. De la Guido a fost prima, da. Pe Mihai Eminescu. Am luat o cafea în Brazilia, cred că era. Și la un espresor de-al meu simplu, era un Gaggia clasic. Italian. Da, italian, clasic. Am făcut-o, de nu știam nimic cum să o fac, dar am măcinat-o. Ei mi-am măcinat-o, și l-am zis că e pentru espresor, am zis ce tip de espresor. În fine, și m-am dus acasă și am făcut acel espresso și dintr-o dată mi s-a deschis un orizont. Nu-mi dădeam seama că poți să ai astfel de arome în cafea și din prima, adică nu știam nimic, nu știam cum să faci. Dar s-a văzut o diferență de la cel la pământ. Și în momentul ăla am început să investesc în cafea și timp și ceva bani, dar timp, foarte mult timp, am și citit. Și astăzi cred că sunt, nu sunt eu un expert, dar apreciez o cafea bună și știu unde să-mi iau din București diferite cafele, prăjitorii și așa mai departe. Și dincolo de faptul că mă bucur că avem un premier care nu doar iubește, dar consumă cafea de specialitate. Adică e o cafea care nu este prăjită până la a scoate toate uleiurile din ea. Mă bucură faptul că până la urmă cafeaua este cel mai... E cea mai scurtă cale între doi oameni. De-aia o să vă propun pentru început, pentru că mi-am adus instrumentarul de acasă, să vă fac o cafea de specialitate. Mi-am adus inclusiv râșnița. Da. Punga de cafea este aici. Este o cafea care vine de la Luis, un fermier din Columbia. Finca Cristalina.
okay. se numește Ferma. Yeah. E prăjită de Răzvan, e un prieten de-al meu din, okay. din Baia Mare. O să pun, cât puneți de obicei? O să vă fac la... Depinde ce faci, da. Un V60. Da. Eu pun 16 grame, da. Cam așa, nu? Una singură, o doză, 16-18, da, depinde cum... Depinde și de cafea. Sunt chestii pe care le înveți, de exemplu, o particularitate pe care nu știam, cafeaua prăjită în nord, în țările nordice, pentru că apa e mai tare, se prăjită mai light, cam toată cafeaua. Și trebuie să ai și să fii foarte atent când deci sunt chestii pe care le înveți și se vede și culoarea este total diferită de ceea ce eram noi obișnuiți. Dacă vreți să o și mirosiți. Când creșteam. Da. Deci recomand oricui să iau un un pom de cafea din aia clasică pe care aveam noi prăjită. Corect. Și să facă diferența. Și să miroase o astfel de cafea. Este dar nu puneți niciodată zahăr în cafea, nu? Acum o să, nu știu dacă e un sunet foarte prietenos cu urechile voastre, dacă ascultați pe Apple, pe Spotify sau pe Google Podcast, dar sper doar să vă facă poftă. Este un mod foarte bun de a te trezi dimineața. Da. Pentru mine mișcarea asta e genială. Deci am și eu tot de manuală. Mm-hmm. Este excelentă. Imediat te trezește. Plus că e mirosul cafelei, departe toată experiența să faci. Dar eu fac espresso dimineața la prima oră. Dar când aveți timp, din ce în ce mai puțin, să beți o cafea, pe cine sunați prima oară? Nu prea mai ies să beau cafea, dacă sunt prietenii mei care mă vin și beau cafea. Nu toți apreciază o cafea bună, mulți dau cu lapte și așa mai departe, încerc. Cu fiecare încerc să educ, le dau cafea bună, o apreciază, dar e greu, e mai complicat. Dar îmi place să ies, de fapt, să stau la o cafea și sunt câteva în București și o cafea bună. Deja asta e partea bună a globalizării și a faptului că România totuși se dezvoltă. Și chiar și în perioada asta de criză, de pandemie, multe cafenele au fost ok și prăjitorii și am consumat și eu de la ele foarte mult să le ajut. Dar îmi place asta, să merg, să stau la o terasă, să beau o cafea. Adevărul că ultimul an a fost deloc foarte prietenos cu genul ăsta de business-uri. Exact. A fost greu. A fost greu pentru oameni. Dar, repet, eu m-am dus la cele care, le știu, prăjitorii sunt, este și una în Dorobanți, Coffee Map, unde merg eu foarte des. Sunt foarte multe prăjitorii și cam la toate am fost și la Guido și de la toți am luat. Și de la Bob și de la Origo. Cafea și importată doar pentru a... Nu pentru aia, pentru că îmi place chestia asta. Dar asta îmi lipsea să stai acolo la terasă și să bei o cafea. Da, pe de altă parte am observat că de fiecare dată când se relaxau restricțiile, primele locuri care erau populate erau cafenele. Asta s-a întâmplat și... Peste tot. Peste tot se întâmplă la fel. Peste tot în lume. Da, oamenii au nevoie de partea asta socială. Toți avem nevoie de componenta asta socială. Să stai la o terasă și să bei o cafea, să mănânci ceva, să ieși din zona ta și să fii cu prietenii. De fapt, asta e. Sper să vă placă cafeaua asta. Miroase foarte bine, deci mi se pare... E ca varietate, e pink bourbon. Putem să o luăm în București sau trebuie să mergem în Baia Mare să o luăm? O să vă dau și o pungă. Mulțumesc. Pentru acasă, mă rog, nu știu cât timp mai aveți. E prăjită, nu, repet, e prăjită pentru espresso sau pentru... E ok, uniroast. E uniroast, adică iese foarte bine și pe filtru. Gata. Practic, în momentul ăsta... Avem cafea. Sunt onorat să împart un filtru cu Florin Câțu. Uite ce culoare mișto. Da. Se vede. Și miroase bine. Da. Și culoarea și... asta e chestia că... e ciocolatiu ăsta. Noi eram obișnuiți cu cafea la filtru neagră. Da? Exact. E și un ciocolatiu, e mai transparent, e altceva. Și ca să înțeleagă lumea toată povestea asta a cafelei și de ce suntem pasionați de cafea, de specialitate, aș vrea, nu știu dacă mi-a ieșit, a ieșit cel mai bine, n-am... A ieșit și o să gustați și o să vedeți da? Că a ieșit. A ieșit foarte bine. Aș vrea să spun doar asta așa, a ieșit. Ne place cafeaua de specialitate pentru că îi știi pe nume pe toți cei din circuitul, din lanțul ei. Adică fermierul,
prăjitorul, cel care o prepară, da, și până la urmă consumatorul final. Da. Și aș vrea să ascultați o înregistrare. Cineva vrea să vă salute, domnule premier. El este Luis, este cel care a cultivat cafeaua asta. Asta e plantația lui, mă rog, ferma lui de cafea, Finca Cristalina, în Columbia, și vrea să vă spună... Buenos días, señor primer ministro de Romania, señor Florin. Le habla Luis José Valdés desde Finca La Cristalina, finca dedicada a la producción de café de alta calidad. Gracias por disfrutar de nuestro espectacular Pink Bourbon, café tostado por nuestro gran amigo Rasván a través de Presco Coffee en la ciudad de Miami. Espero lo disfrute y mis mejores deseos para usted. Wow. El este omul care cu câteva luni a cules cafeaua asta, a trimis-o în Baia Mare, a fost prăjită și băută de Florin Câțu la podcastul Fain și Simplu. Bună. Asta este cafeaua dumneavoastră, e o pungă de la Luis. Pentru... Să-i trimiteți lui Luis că o să apreciez fiecare. O să vadă podcastul ăsta, din greșit. Perfect, mulțumesc. De fapt, pentru mine, pentru că dumneavoastră sunteți un om care mănâncă economie pe pâine, Pentru mine, care am o formație umanistă, pentru mine asta înseamnă economia. Exact, și asta este economia. Eu vorbesc de partea teoretică și măsuri și așa mai departe, dar economia o fac oamenii. Exact. Ceea ce faceți dumneavoastră aici cu acest podcast, ceea ce face acest domn în Columbia, ceea ce face prietenul noastră la Baia Mare, asta e economia. Rolul meu și rolul nostru ca stat e acela de a asigura că sunt niște reguli pe care le respectă toată lumea. Și atât. Și acele reguli nu sunt invazive. Mai mult. Deci asta este ceea ce putem noi să facem. Restul, și de asta spun de fiecare dată, statul nu poate să dea sfaturi în ceea ce să faci tu. Tu știi ce mai bine ce vrei să faci. E timpul tău, sunt banii tăi, e experiența ta. Eu am mai fost și sunt avocatul acestui sistem în care le permitem oamenilor să încerce, sunt banii lor, e viața lor, să încerce, să greșească și să pornească din nou, să încerce iarăși, să nu-i penalizăm. Și asta a fost o problemă, devin puțin serios, dar asta este, a fost o problemă în România în ultimii 30 de ani. Oamenii care au încercat pe banii lor și au încercat ceva și au pierdut, au fost stigmatizați în societate. Ăla a dat faliment. Este ceva grav, nu? A dat faliment. Dar oamenii așa învață. Asta e modul de a învăța. Noi așa învățăm. Învățăm, faci o greșeală și trebuie să ai curajul și mulți au curajul să pornească. Dar dacă noi în societate îi stigmatizăm, îi marginalizăm pe cei care încearcă, pe aceea nu se duc și încearcă în altă parte și câștigă. De aceea societăți cum sunt cele din Statele Unite câștigă foarte mult, pentru că oameni care încearcă și greșesc și sunt stigmatizați la ei în țară, numai în România, în multe culturi, se duc acolo, încearcă, greșesc, încearcă, greșesc, încearcă, greșesc și la un moment dat câștigă. În aproape toate cărțile biografice ale miliardarilor din Statele Unite se vorbește mai întâi, aproape că e o regulă, se vorbește mai întâi despre faliment după faliment după faliment, exact. Și miliardul sau primul miliard a venit la nu știu câta încercare. Da, sunt oameni care au acest spirit antreprenorial, care nu se predau. Bineînțeles că sunt foarte mulți oameni care dau faliment și nu ajung niciodată unde sunt acești miliardari. Dar așa ne dezvoltăm ca societate. Așa reușim. Eu într-o societate caut această efervescență. Dacă noi vrem să avem un viitor, ne trebuie efervescență la medium, la companii mici și mijlocii, acolo unde avem startup. Faptul că ele pornesc, se închid, pornesc, se închid, e un lucru bun. Ar fi ciudat să rămân toate mici, multe și mici, pe termen lung, că nu ne ajută cu nimic asta. Noi vrem să avem companii care sparg bariera și ajung mari. Avem exemple de succes. Deci, această mentalitate e ceea ce vreau eu să construim în România pentru perioada următoare, să permite oamenilor să-și asume riscuri, responsabilități și să fie răsplătiți de faptul ăsta, de societate, nu? Societatea să-i răsplătească, așa cum noastră v-ați făcut acest podcast, pe care l-ați pornit și n-a știut de ce îl porniți sau cum îl porniți, și azi e un succes. Sunt sute de podcasturi care pornesc. Absolut. Multe dintre ele nu funcționează, mulți care le închid pornesc altele, deci... Dar există bănuiesc statistici în, nu știu, cifrele din România. Cât la sută din afacerile care se deschid dau faliment?
știm pe restaurante, de exemplu, că este cam 50% din restaurante care se schimbă au faliment. Deci asta este o statistică pentru acest... Și asta e un procent bun. Știu că la New York, procentul celor care se închid, nu știu, după un an, e mai mare decât celor care continuă. Exact. Ideea este că asta este viața, dar oamenii, ceea ce trebuie noi să înțelegem este că nu e o tragedie. Nu este o tragedie să încerci și să poate reușești și poate nu reușești, dar experiența, ceea ce au acești oameni care au încercat, au o experiență care are cea mai mare valoare. Acea experiență de a încerca ceva, tu, mâinile tale, să faci ceva, chiar dacă nu reușești, îți dă o experiență puternică ca să poți să pornești ceva mai departe, pe care să construiești. Înveți din greșeli și construiești. Așa se dezvoltă toată știința, așa s-a dezvoltat ceea ce avem astăzi. Da, ați avut de-a lungul carierei profesionale un eșec din care... Și ce ați învățat din el? Mă interesează mai mult decât eșecul în sine. Am avut multe. Să știți că nu este liniară. Cariera profesională nu este liniară. Ea poate părea așa de la distanță, dar nu este liniară. Și, de exemplu, în banking, cel mai recent, ajungi la un platou. Da? Și la un moment dat... succesul pe care l-am avut în cariera de banking, ajungi la un platou și îți dai seama că nu prea mai poți să, și începi să faci greșeli. Uh-huh. De exemplu. Sunt multe lucruri. Și atunci ori îți iei tu o decizie, o ția viața pentru tine. Am făcut o mutare în Luxemburg în 2004 și am mâncat la Bay. Ok, nu știu ce. Nu m-am acomodat cu locul. Uh-huh. Și atunci nu poți să mergi mai departe cu tot și am plecat. După un an de zile. Deci lucrurile sunt și acolo na, puteam să accept, să rămân și să fiu, dar nu am putut să fac așa ceva. Este în școală, nu știu câte ori aveam. Asta voiam să zic, că până la urmă asta vine cumva, frica asta de rușinea. Da, rușinea. De eșua vine cumva din educația generației noastre. Părinții ne-au spus întotdeauna, ai grijă 10. Să nu mă faci de rușine, exact. Vino cu 10. Exact. Eu, de exemplu, după ce m-am mutat din Baia Mare în București, mie câțiva ani mi-a fost frică să mă duc acasă, pentru că simțeam că nu pot să mă laud cu ce am realizat aici în București. Era frica asta de a fi dezamăgiți cei apropiați de tine. Dumneavoastră ați avut un parcurs, cel puțin educație, mă rog, prima parte aici în România, după care ați plecat în străinătate și cred că mindset-ul ăsta vine de acolo. Exact de acolo vine. În România am avut aceleași, părinții aveau aceleași obiective pentru mine și aceleași îmi spuneau mereu. Totuși, ai mei au fost puțin mai relaxați, au spus, băi, vreau să faci treabă doar la cele materii, spune-mi care sunt. Mi-au zis, alege ăsta. Și care a fost? Eu de obicei engleză, matematică, fizică. Cam asta, cam aici ne opream. În restul eram ok, nu eram un stellar. Dar mergeați la olimpiade? Am mers și la engleză și la fizică, parcă. Uh-huh. La matematică nu cred că am fost. Dar sistemul ăsta al nostru cu românesc, eram ok. Eram bun, dar nu eram... sistemul american, unde ai timp, ți se dau probleme, de exemplu, nu doar de a rezolva 100 de derivate, de exemplu, dar a pregăti derivata și apoi să o rezolvi, funcționează mai bine pentru mine. Și acolo a fost altfel sistemul. A funcționat pentru mine, funcționează altfel sistemul acela, unde erau toți mai relaxați, dar în același timp, când aveai săptămânal teme, era puțin mai diferit toată chestia asta. În același timp, în afara școlii e alt mindset. Uh-huh. Toată lumea dorește să avanseze în viață. E puțin diferit de ceea ce... Și partea asta cu asumatul riscului, cu oportunități, ați deschide oportunități, e total diferit totul de ceea ce făceam noi aici. Și corporație și modul în care se raportează la stat, când nu așteaptă de la stat, această așteptare ca statul să-ți dea ceva, nu există. Dar de unde vine asta în România? Sigur că e normal să ai așteptări de la stat atâta vreme cât tu ești cel care ai anumite așteptări, dar nu ai așteptări să-ți... deci, ai așteptări în ceea ce privește securitate, curățenie, drepturi și așa mai departe, dar
nu ai așteptări în ceea ce îți privește propriul parcurs în viață. Uh-huh. Din contră, acolo zici status să stea deoparte, să mă lase în pace. Deci e total diferit. Aici eu îmi iau decizie, este responsabilitatea mea. Și asta este alt lucru diferit. Oamenii își asumă responsabilitate. Statul le spune, sunteți responsabili pentru deciziile voastre. Puțin se aruncă lucrurile, puțin diferit. Dar care a fost prima și una dintre cele mai puternice lecții pe care ați plecat foarte devreme la... Da, la 19-20 de ani aveam, 91-92. Când era ceva neobișnuit să pleci la studii în afară. Și văzut tot felul de informații în spațiului cum am plecat eu la studii. N-am documentat asta, sincer. Este simplu. În anii 90, americanii aveau tot felul de burse pentru... Era exact după 1990 și apăruseră burse pentru Estul Europei. Era Fulbright, erau mai multe. Eu am plecat cu o bursă, se chema NAFSA, National Association Foreign Students, parcă, finanțată de guvernul american. Uh-huh. Acea bursă era una pentru Estul Europei și am câștigat-o eu. Poate n-am mai aplicat altcineva și poate de-aia am câștigat-o, deci poate am fost norocos. Deci a fost o singură bursă pentru... Este Europa când am aplicat eu atunci și nu mi-au bani decât pentru room and board. Asta însemna că era plătită de cazare și masă. Și trebuia să plătești și școala, cărți și așa departe, care erau jumate din bani. Era foarte scump unde am fost eu, un colegiu privat, liberal arts, și atunci a trebuit să mai dau... să mai scriu câteva esee și așa mai departe și am câștigat bursă și pentru asta. Bine, am câștigat pentru 2 ani, după aia a trebuit să mai am note mari și așa mai departe ca să se mențină. Numai că acolo nu aveam niciun ban și a trebuit să lucrez. Și am lucrat... Din primul an. Din prima zi. Și am lucrat, am spălat vase un trimestru, parcă am lucrat la cantină, deci spălam vase, după aia am lucrat la... În campus. În campus, la salad bar. Am lucrat poștaș în campus și am lucrat, după aceea avansam, învățam și eu care, unde sunt locurile de muncă mai bune, discutam și poștaș era ok și după aceea ultimul loc de muncă l-am avut la un centru audiovizual unde era ok și iarna și vara. Și jucam fotbal în echipa universității, în echipa colegiului și asta era tot timpul meu, era școală, muncă, antrenament. Deci era dimineața până seara. Fotbal european. Fotbal nostru, da, fotbal european. Da. Și așa am văzut America în primii ani de zile. În turneu cu echipa? Exact, nu avem bani. Pe ce poți jucați? Mijlocaș, stânga sau atacant, depinde. Uh-huh. Dar și aici o poveste că am ajuns să aveam vreo 55 de chile. Americanii cum au fost, au zis, băi, ok, tu joci fotbal, ești bun, mincicar, dar uite-te la fundașii noștri, care erau toți mari, puternici, și m-au pus la antrenament. Și am făcut sală un trimestru în care am pus 20 de kilograme pe mine și am mers mai departe. După aia am jucat, am intrat, în primul an am fost mai puțin titular, după aia am fost și a fost ok, MVP vreo 2 ani la rând, a fost ok după aceea. Dar a trebuit să intru în sistemul lor. Și așa am văzut America cu echipa de fotbal. M-am dus în sud, jucam în sud, am jucat în est, tot fel de colegi, mergeam în campionat. Nu aveam alți bani să văd că America și atunci mergeam cu echipa, mâncam la McDonald's, primeam $5 parcă de meci și le povesteam tuturor pe drum de cum este să trăiești în comunism. Și toți ziceau, bă, ce nasol e, să n-ajungem acolo. Pentru că dumneavoastră nu gustaseți absolut deloc, măcar din spiritul ăla de libertate din 90. Ați plecat imediat după Revoluție? Nu, la 91 am plecat. 92 am plecat. România încă nu se dezmeticise. Nu, erau încă, cred că erau prețurile în dolari prin București. Deci erau, da. Dar nu, a fost o experiență fantastică pentru mine. Dar gândul care era, să vă întoarceți sau să faceți o carieră acolo? Asta a fost, cred că asta a fost și problema mea toată viața. Eu de fiecare dată, orice făceam, studiam economie în Statele Unite, eu studiam economia României, cum să o fac să fie mai bine. Deci cumva, și asta mi-a reproșat toată familia, eu totdeauna m-am gândit să vin înapoi. Să vin aici. Asta era, nu știu ce am făcut asta, dar așa s-a întâmplat. Orice analize făceam și când am studiat și când am lucrat la Banca Noii Zeelande, mă uitam la inflation targeting, sistemul de ținere a inflației, am venit în România în 2003, am adus sistemul, i-am ajutat să implementeze cu gândul că mă voi întoarce. În Luxemburg la fel, pe unde am fost, după Luxemburg am venit în țară. Dar așa a fost, am cumva
nu știu dacă așa suntem noi programați românii sau e altceva, mm-hmm. dar eu tot timpul m-am gândit cum să mă întorc și ce să, cum să ajut și cum să fac. Asta era chiar una dintre întrebări, pentru că dacă te uiți pe parcursul dumneavoastră profesional, sunteți proaspăt intrat în, politică, în jocul politic românesc. Ați lucrat mulți ani în privat și o să vorbim și despre anii ăștia, dar întrebarea mea era care este misiunea lui Florin Câțu? Care, fiecare dintre noi avem un sens. El se poate schimba odată cu timpul, dar care este misiunea dumneavoastră personală? Ideea e când am intrat în politică, nu prea știam de ce intru în politică, sincer. Dar am intrat în politică pe partea liberală pentru că sunt liberal și eu văd lucrurile prin acest filtru. Nu pentru că așa că am fost toată lumea, așa am fost toată viața. Cu un stat mai mic în cap. Acum de când sunt aici, de când am intrat în politică, lucrurile se încep să cristalizeze. Și sunt lucruri pe care noi le tot spunem de 30 de ani de zile și le vrem, dar cumva ne scapă prin degete de fiecare dată. Și adevărat, noi am dezvoltat o societate și azi România este mult diferită de unde era acum 30 de ani. Dar nu este unde vrem noi să fie sau unde trebuia să fie. Și asta e problema mea cea mai mare. Încă astăzi stăm să facem reforme sau venim cu reforme pe care alții l-au făcut acum 30 de ani. Să avem un sistem de salarizare în sectorul public, de exemplu, care să lege direct performanța de venit. E posibil? Este posibil, dar vă spun că de fiecare dată când spun asta cuiva în sistemul public, îmi spun, este imposibil. Păi, dar cum cuantificăm noi munca asta? Deci este posibil peste tot în lume, doar în România nu este posibil. Sau trebuie un sistem de pensii sustenabil, ca peste 15 ani când ies la pensie cei de vârsta mea, 15-20 de ani, să putem să se plătească și acele pensii. Asta e întrebarea generației noastre, cine o să ne plătească exact. Nouă pensii? Și asta mă ocupă acum. Deci sunt lucruri care au fost amânate, trebuie să făcute. Astea sunt chestii mai complicate. În același timp, eu vreau ca România să fie competitivă la nivel global. Deci noi toți spunem, de ani de zile, avem oameni buni, avem tehnologie, avem de toate. Și totuși suntem ocoliți de investitorii străini. Și cumva se așează pe lângă România. Da? Deci ceva nu facem ce trebuie. Trebuie să fim competitivi, trebuie să fim și noi acolo, în ring, să ne batem. Și am hotărât că nu mai stăm acasă să vină investitorii după noi și o să mergem noi după ei. Trebuie să schimbăm România să fie ceea ce noi vrem acum 30 de ani. Și în momentul. Cred că politicienii care au adus-o până aici, au adus-o, asta e, suntem astăzi aici, dar au fost... sunt lucruri pe care le-au tot amânat de frică, că au fost comuni și așa mai departe, pe care eu vreau să mi le asum și vreau să le facem. Știu că sunt mulți care gândesc ca mine, mulți care vor să rămână în România, mulți care vor să nu mai plece, vor să se întoarcă în România și sunt lucruri pe care putem să le facem. Și nu, oamenii nu vor foarte multe lucruri. Deci oamenii vor doar să aibă o viață confortabilă, să fie lăsați în pace de cel mai multe ori. Lucrurile să fie simple, să nu mai stai la coadă să-ți plătești taxe, ceea ce mi se pare cea mai aberantă chestie din lume. Corect. Și ce mă doare pe mine cel mai tare este că am auzit din ce în ce mai mulți semeni din generația noastră și suntem cumva populația activă a României, populația care în momentul ăsta ține România în mișcare, așa cum se mișcă ea. Și aud din ce în ce mai mulți oameni din generația asta care sunt... cu capul împlecat, cumva damnați și își recunosc înfrângerea. Noi am visat să schimbăm România și n-am putut. Da, asta e trist. Și nu vreau. Vreau să schimbăm asta. Deci nu suntem înfrânși și vom schimba România. Știu că astea sunt cuvinte mari și mai zile mai șebi. Suntem la o chestie, o discuție relaxată și sună out of place aici, sună ciudat asta. Dar o facem. Am făcut lucruri, oameni nu își dau seama și anul trecut am reușit chestii care nu au fost făcute în 30 de ani de zile, să plătești taxele online. Eu știu că nu e ceva wow pentru mulți oameni, dar pentru România este wow. Deci poți să, sau o companie să nu mai trebuia să meargă cu tot vraful ăla de dosar la ANAF, la trezorerie. Deci poți să lucrezi cu trezorerie la distanță. Chestii pe care le-am făcut într-un an de pandemie sunt importante pentru noi pentru că toate îți fac viața mai bună. Și eu asta vreau pentru români. Să ai o viață mai simplă, să ai timp să-ți faci și altceva, nu să-ți petești timpul să lucrezi cu statul, de exemplu.
cred că le putem face și sunt acum, este un moment foarte bun, e greu și vă spun că sunt piedici de peste tot. Pentru că sunt oameni care au privilegii sau au, sunt acolo de ani de zile și sunt confortabili și nu ar dori să li se schimbe situația. Veți vedea relația cu ei cum se schimbă. N-aș vrea să intrăm foarte mult în politică și în administrație, dar asta chiar mi-a deschis curiozitatea. Cum poți să le compensezi niște oameni care lucrează în sistemul ăsta de stat pe bază de performanță foarte scurt? Toți au obiective pe care trebuie să le facă. Unele sunt legate de buget, de implementarea bugetului, altele sunt implementate de proceduri, sunt legate de proceduri. Găsești pentru fiecare acei KPI pe care să îi pui și de care să te ții. Deci nu este complicat. Fiecare are un job description. Orice om în sectorul public are un job description. Dacă se ține de el, e ok. Uh-huh. Deci asta trebuie să facă. Să răspundă în 30 de zile unei cereri, de exemplu, nu a unei persoane private. Asta este o chestie foarte simplă, să se țină de ea și a făcut treaba și e performant. Nu în 2-3 ani de zile și așa mai departe. Pentru că citeam zilele trecute un articol despre ineficiența oamenilor care au avut succes în sistemul privat, cu exemple. Da, da, da. Care au făcut performanță în privat, inclusiv averi personale, transferați în sistemul de stat, au dat fail. Unii da, unii nu. E greu, e complicat să știți. Pentru că statul nu se conduce cum se conduce o afacere privată. E adevărat, trebuie să fii foarte atent. Eu am citit câteva anumite cărți despre cum au fost implementate reforme în alte state, chiar și în state care sunt mai la stânga decât noi, ar fi Suedia. Uh-huh. Reforme liberale vorbesc aici. Ele durează, trebuie să ai răbdare, trebuie să ai și tact politic, trebuie să negociezi mult, dar se poate face. E adevărat, nu se face ca în sectorul privat, dar să știți că și în sectorul privat sunt foarte multe negocieri. O investiție importantă undeva se face după negocieri, după discuții, achiziția unei companii care va duce la sinergii și la dezvoltare în viitor, se face după discuții, negocieri, nu se face peste noapte. Nu sunt lucruri chiar așa diferite, dar trebuie, cred că de fiecare dată trebuie o viziune. Dacă ai o viziune și știi unde vrei să ajungi, vei găsi modul de a ajunge acolo. Dacă îți lipsește viziunea, dacă îți lipsește obiectivul clar unde vrei să ajungi, va fi complicat să implementezi orice și în sectorul privat și în sectorul public. Ăsta e și motivul și aș vrea să ne întoarcem cumva, nu că aș fi nemulțumit de răspuns, dar cumva plecasem de la tânărul Florin Câțu și întrebarea ce simțea el, care era misiunea lui? Nu aveam. Vedeți, e o întrebare pe care mi-am pus-o de foarte multe ori și când vorbesc cu oameni în jurul meu, de fiecare dată te întreabă, bă, dar tu cum? Ți-ai cariera? Te-ai gândit la cariera asta? Niciodată nu m-am gândit la cariera asta. Eu am zis că investesc în mine. Cea mai bună investiție pe care pot să o fac este să investesc în mine. Și dacă eu sunt bun și pot să mă adaptez și pot să mă reinventez și pot să învăț, ceva voi găsi ceva de făcut. Uh-huh. Niciodată nu mi-am propus să fac carieră în politică. Dar când am intrat în politică, am zis să o fac bine. Nici banking nu era în cards pentru mine. Uh-huh. Sincer, eu când eram în liceu, vreau să devin, prima dată am vrut să fiu criminolog, cred că asta era ales. Nu știu de ce, dar asta citeam foarte multe cărți politiști, uh-huh. Polițiste, cred. După aceea, cred că era ceva cu inginer, dar nu era, era moda în România cu inginer. Deci n-am dat niciodată la ASE, ca să fie clar. După aceea vreau să fiu diplomat, sincer. În Statele Unite, când am ajuns, asta e true story, am vrut să studiez economie pentru că am văzut filmul Wall Street. Ok. Deci asta mi s-a părut mie, mă, zis, ok, omul ăla, ceva de... Deci ăla a fost turning point. Da, a fost, și am zis, bă, ok, pare interesant, dar nu am, Wall Street este despre broker, n-am nicio legătură, am studiat economie, teorie și așa mai departe. Când am început să studiez economie, mi-am dat seama că îmi place foarte mult, de fapt e o parte de filozofie, economia are foarte multă filozofie în ea și asta este partea care m-a atras foarte mult și am studiat și în paralel și filozofie și economie, dar nu este niciodată o misiune clară. Mă gândeam, cred că în spate tot timpul așa era ceva
M-am gândit să vin să predau la ASE, de fapt. Asta era când eram prin Statele Unite, mă gândeam să vin să predau la ASE să... Fără să fi trecut prin ASE. Fără să fi trecut, dar mă gândeam că așa pot eu să... Păi m-am gândit la BNR, să vin să lucrez la BNR, asta era o altă idee. De aia când eram în Banca Națională în Noi Zeelande, când eram în banking, nu mai gândeam după aceea să revin. Deci, dar nu a existat un plan. Dar întotdeauna am zis, băi, citesc, învăț, dezvolt, fi deschis la lucruri noi și după aia vedem noi unde, în ce direcție mergi. Dar n-ați ascultat niciodată sfaturile celor din jur? Adică formația asta de rocker... A, nu, n-am ascultat niciodată. Pare că nu v-a plecat foarte mult înspre ce vă îndreptau cei din jur, părinți? Din contră, cred că asta era mai complicat să... Nu. Am avut o singură regulă: când fac ceva, fac bine. După aia vedem. Vedem după aceea. Au fost... Eu am crezut tot timpul că dacă ești bun, tu investești în tine, cumva cineva va aprecia și vei merge mai departe. Acum, personal, morală pentru mine și pentru cei tineri este că nu este o tragedie dacă, nu știu, ești în facultate și nu știi ce vrei să faci. Nu. Atâta vreme cât tu investești în tine. Adică învățarea este cea care îți va găsi drumul. Exact. Înveți continuu și să fii deschis la nou. Am fost în Statele Unite foarte mult, la foarte mulți oameni care termină liceu cu ceva sau facultatea și după aia se duc pe altă carieră. Lucrurile sunt... E complicat să-ți dai seama când ești în facultate cum o să fie. Chiar dacă te pregătești pentru ceva, de exemplu, m-am pregătit în facultate teoretic, mă pregăteam să fiu profesor universitar, că asta era cala. Dar nu simțeam. Și de atunci, în ultimul an, am plecat în Noua Zeelandă să lucrez la Banca Națională Noii Zeelande. Și mi-a plăcut foarte mult asta. După ce am lucrat în Banca Națională Noii Zeelande și mi-a plăcut foarte mult, m-am dus la Bruxelles. Nu mi-a plăcut așa de mult la BEC, era cam birocratic. Și orașul. Și m-am dus în privat. Mi-a plăcut foarte mult. Dar și acolo, la un moment dat, am vrut să fac altceva. Ideea este că trebuie să vrei ceea ce faci să faci bine, când faci, dar în același timp să și investești în tine. Pentru că dacă nu investești în tine, timpul trece pe lângă tine și șocul negativ vei avea tot timpul în viață. Nu știi când viața ți oferă un șoc negativ. Dar ați făcut ceva sau ați muncit undeva unde nu v-a plăcut? N-ați făcut-o cu plăcere? Nu, cu plăcere. Cam toate au fost legate de ceea ce îmi place mie să fac. Cred că spălatul vaselor la 6 dimineața în facultate. Deci eram la shift-ul de dimineață de la ora 6 și spălam, aveam oale mari și pots and pans. Deci acolo era cea mai... Era 6 dimineața, ala chiar mi-a plăcut. Am fugit repede de acolo. În rest a fost ok. Da, mi-a plăcut ce a spus mai devreme, că economia are foarte mult din filozofie. Așa este, în special economia, gândirea economică, pentru care te-a face cu oameni. Economia este o știință care se uită la comportamentul oamenilor, deciziile oamenilor. De aceea economia nu e foarte bună la a estima sau de a face estimări pentru viitor tot timpul, deci, pentru că oamenii sunt imprevizibili. Și atunci putem să estimăm, e adevărat, pe perioade scurte și când există o inerție, nu? Deci suntem într-o perioadă de creștere economică. Dacă nu e niciun șoc negativ sau ceva, urmează tot creșterea economică. Mai mică, mai mare, dar urmează. Economiștii foarte greu estimează o perioadă de recesiune. Deci nu sunteți un finanțist al Excel-urilor, un sclav al... Le folosesc, dar nu sunt... Nu, am și componenta asta, n-am ce face. Ani de zile, când înainte să intru în politică, tot scriam pe blogul meu și îmi făceam singur graficele. Și sunt estimări de acolo, dar interpretările... Deci una este să faci graficul, dar interpretarea o fac întotdeauna... într-un context mai mare. Așa m-am uitat și la anul trecut, când am trecut noi prin criză și am fost primul nebun care a spus că ne vom reveni rapid, mai rapid decât oricine, și așa a fost. Pentru că m-am uitat la comportamentul oamenilor. Mi-a fost frică în prima zi când am intrat în stare de urgență. Sincer, au fost momente dure, pentru că m-am uitat la buget, aveam de plătit salarii și piețele erau înghețate, nu puteai să te împrumuți. Am închis economia. De unde luăm bani? Oamenii ăștia cu ce plătesc taxe? Deci eram într-un moment dificil. Am stat, m-am uitat, am văzut cum a reacționat economia, am văzut că oamenii sunt ok. Și pe aceea, când am văzut că dăm puțin drumul și există acea dorință
de a ieși și de a continua și toată lumea vrea să-și continue afacerea. Erau, noi vrem să continuăm, cumva găsim o soluție, dar am seama că România își va reveni rapid. Și asta România are a doua, cea mai mare, a prima, deci două trimestre consecutive cu cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană. Când este în recesiunea a doua parte, noi am revenit. Pentru că oamenii au răspuns și la ceea ce am oferit noi. Diferența între noi și Uniunea Europeană a fost că noi am zis, eu am vrut să păstrez capacitatea de producție intactă. Am zis, oamenii trebuie să aibă unde se întoarcă locul de muncă și n-am vrut să mai închid după Maidan. Noi nu am mai închis economia deloc. Au fost părți, dar n-am mai fost închis. Săptămâna trecută, The Economist publica un articol și, mă rog, erau niște previziuni, deși a spus că previziunile trebuie să le luați pe toate, de făcut. Trebuie să le luați pe toate. Dar, pe termen scurs, ok. E și un studiu realizat pe pandemiile de până acum, care a fost comportamentul oamenilor. Și lumea după pandemie, în principiu, cheltuiește mai mult, își asumă mai multe riscuri și are cerințe mult mai mari față de politicieni. Da. E adevărat, am văzut și eu studiu și este adevărat. După 1918 a urmat acea perioadă de boom în Statele Unite și la nivel global. Noi trebuie să, vezi, dar și cu boom-ul ăsta, trebuie să știi să-l gestionezi. Pentru că resursele se vor duce cam peste tot și trebuie să știm să gestionăm și aceasta. Cum vedeți România după, nu știu dacă pandemia încă nu s-a terminat. Încă se joacă. Nu, dar trebuie să ne relaxăm. Mai avem mult de... oamenii, aici cu pandemia nu putem să scăpăm decât dacă ne vaccinăm. Îmi pare rău, asta este. Până la urmă, în 1918 au trecut prin boală zeci milioane de oameni și au avut milioane de decese. Nu vreau să trecem prin așa ceva. Deci azi avem vaccinul, adică avem o soluție. Dar după, cum vedeți România după pandemie? Eu zic că urmează pentru România cea mai bună perioadă de creștere economică care se va vedea la toți românii din ultima 100 de ani. Pe ce ne bazăm? Exact pe ce m-am bazat am când a zis că, că o să revenim în V. Și pe faptul că acum sunt aici și știu ce reforme facem. Sunt reforme care eliberează resurse, nu le blochează în economie. Reforme care vor permite investitorilor români să vină în România. Care simțiți că e cea mai mare nevoie a oamenilor în momentul ăsta din partea statului? Ce așteaptă oamenii de la stat fără să aștepte lucruri de la care ar trebui să nu se aștepte? Eu cred că ceea ce trebuie să facă statul în perioada următoare este să creeze acest mediu sau ecosistem care implică mai multe. Școală, curățenie pe stradă, siguranță și așa mai departe. Și tot acest ecosistem în care oamenii să fie confortabil și istoria să-și vadă de jobul lor. Asta vor oamenii. Să fie sigur că dacă copilul merge la școală, este în siguranță la școală și nu este o problemă acolo. Și de la școală până acasă. Că dacă merge în spital, este sigur și este ok în spital și nu sunt probleme și nu stau crispați sau supărați că sunt oameni în spital. Deci acest ecosistem trebuie creat. De aceea am spus că în această guvernare voi face un spital, voi construi. Nu s-a construit niciun spital în 30 de ani de zile. Vom construi câteva spitale. Ideea este că românii, am tot vorbit cu oameni care pleacă din România și nu pleacă neapărat pentru salariu. Salariile, și mai ales în centrele mari în România, sunt ok. Oamenii pleacă pentru acest ecosistem, lifestyle, să fie mai simplu. Oamenii vor să aibă timp după ce termină jobul, serviciu, să fie după aceea în timp de care să se bucure, să nu să fie îngrijorați de multe probleme. Asta este ceea ce vreau să fac pentru România. Oamenii să fie concentrați pe ce își fac treabă și restul să fie confortabil, să fie relaxați, să trăiască liniștiți. Eu cred că ceea ce putem face și asta înseamnă modificări în multe locuri în România. Uh-huh. Nu sunt simple, pentru că lista de probleme este foarte mare, dar cred că putem să începem cu siguranță în școli, cu 60% României are un program, spitale, am spus siguranță pe stradă, lucruri simple pe care putem să le facem, dar care ajută foarte mult psihicul românilor și îi ajută să nu mai dorească să trăiască în alte țări. Că până la urmă, repet, ceea ce privește veniturile, vă spun, pentru multe, multe, multe dintre joburi suntem la nivelul Uniunii Europene, în special în orașele mari, în orașe unde reședințe de județ. Și eu cred că românii,
poate o interpretare personală, românii cred că nu-și mai doresc asta cu șefi în vârful statului. Da. Eu cred că ar trebui să dispară cuvântul ăsta de șef, dacă să fie folosit doar în bucătărie. Da, da, da. În bucătăria unui restaurant. Mie mi se pare că românii au nevoie de lideri. Tocmai de aia n-aș vrea să mai aud nomenclatura asta, șeful guvernului. Am putea să avem liderul guvernului? E un coordonator, premierul, să știți, al guvernului. Un coordonator care este responsabil pentru toate deciziile ministerilor și care aprobă, bineînțeles, strategia. Eu încerc prin și stilul meu și mod de a fi, de a fi coleg cu toți și avea o discuție, avea un alt fel de guvern, un alt fel de guvernare, mai aproape de oameni. Și statul român mi se pare că a folosit foarte mult cuvântul ăsta autoritate greșit. Da. Adică autoritate în Roma antică, autoritas însemna prestigiu. Prestigiu, da. Nu însemna să pui... Exact, reputație, autoritate. De fapt, autoritatea îți venea din reputație. Exact. Venea era exact. Reputație. Dar eu am spus, cred că în campanie, da? Tot așa a fost o discuție informală și am spus că eu vreau ca un politician să nu mai fie să se creadă rockstar în România. Da? Deci politicianul să... Oricât v-ar plăcea rock-ul. Nu, îmi place rock foarte mult și e ok. Ce vreau să zic este că nu trebuie să... Politicienii trebuie să fie cumva în the background. Deci să fie în spate, să lucreze, să-și facă treaba și fac treaba foarte bine și la revedere. Asta trebuie să fie politicienii. E adevărat, ok, premierul României ne reprezintă și în relații internaționale și trebuie câteodată să este imaginea României, alte președinte României, dar în politicile publice le faci. Dar aș vrea cumva să ne uităm la premier, că totuși este un om, e de-al nostru, e coleg cu noi și toți împreună lucrăm aici. El își asumă multe responsabilități. Apropo de e de-al nostru, noi am mai spus asta de o grămadă de ori despre foarte mulți politicieni. Și de aceea am observat în jurul, în cercul meu apropiat, au apărut săptămânile trecute imaginile cu dumneavoastră mergând pe jos cu mâinile în buzunar, vorbind la cască, pe bulevardul Gran Peliade. Peliade. Da, așa, de la guvern spre... Mergeam, da, avem o întâlnire. Pe jos. Merg pe jos foarte mult. Am mai văzut astfel de lideri în România și, asta zic, o parte dintre prietenii mei au zis, ok, acțiune de PR. No. Alții au zis, bă, nu, așa e el, că l-am văzut la cafea, știi? No. Nu, eu așa fac și sport, să știți. Când nu mai ajung tot timpul la sala de sport și așa fac și sport, am și ceasul care măsoară cât pași fac. Și îmi place, dar îmi place foarte mult să merg pe stradă, mai ales vara sunt pentru mine mersul pe jos și vara eu sunt nebunit să... Și nu mai am timp așa mult și dimineața, seara când merg pe jos, e ok. Mă opresc și la cafenea câteodată, dar nu vreau să stric. Problema este că nu vreau să stric dispoziția celor care sunt acolo deja. Mm-hmm. Că eu dacă merg, din păcate, s-ar putea să creez, nu vreau să vină cineva ori să creeze. Și atunci, din păcate, trebuie să merg în alte locuri. Dar îmi place foarte mult să stau la cafenele. Am unele cafenele unde oamenii mă știu și e ok, toată lumea și nu mai creez acolo probleme. Dar... cred că politicianul astăzi trebuie să-l vedem, ok, am înțeles, premierul, repet, este cel care își asumă decizii pentru noi și implementează politici publice, dar și premierul, vreau să-l vedem, ok, normal, să nu încercăm, pentru că ideea asta revine la ce am spus eu cu rockstar, asta e periculoasă, pentru că oamenii după aceea încep să facă lucruri pentru imagine foarte mult. Dar asta dă și o dependență. Eu sunt absolut convins că mulți au intrat pentru influență, pentru multe lucruri. Și atunci nu-ți mai faci acțiunile. Adică nu vi se pare că sunteți, ați fost senator? Da. Sunteți senator, sunt de fapt. Senator, da, în al doilea mandat. Nu vi se pare că apropierea asta de putere dă dependență? La mine n-a dat. Nu mi-am schimbat. Stau în același loc. Nu am schimbat nimic. Nu, dar dă. Dă și asta e problema despre care spuneam cu aceea cu rockstar și cu influență.
da, depinde cât de puternic ești tu ca om și cât de stăpânești pe ceea ce faci. Dacă, eu văd lucrurile, repet, sunt astăzi politician. Cât o să fiu politician și cât o să fiu premier și eu vreau să fiu premier la acest mandat până în 2024, să fac, că știu că pot să fac lucruri bune pentru România. Vedem ce să fie după aceea și nu am, dar dacă ai o frică, de exemplu, ești politician și nu știi ce să faci după, atunci se creează alte probleme. Aș vrea ca politicienii în România să fie judecați după acțiune. Americanii au multe clișee din astea de la americani, dar care funcționează foarte bine. Actions speak louder than words. Dacă să ne ghidăm după asta. Bine, și Milton Friedman spune asta. Deci să-i judecăm pe politicieni după ceea ce fac, nu după ceea ce spun. Dar aș vrea să fiu judecat după ceea ce fac, nu după ceea ce spun. Eu fac ce spun, dar toți ar trebui să judecăm pe politicieni după ceea ce fac, nu după ceea ce spun. Că de spus se spun multe. Deci nu poți să ascunzi lucrurile. Dar de unde vă vine relaxarea asta? Mi se pare... Comparând. Ok, judecând. Suntem oameni și mai și judecăm. Mie mi se pare că în lunile astea nu ați fost neapărat fanul închiderilor, restricțiilor. Hai să fim foarte precauți. Ok, ne vaccinăm, dar nu sunteți fanul închiderilor. Nu, dar asta nu înseamnă că sunt relaxat. Deși eu sunt, dar ascund asta. Dar am zis de anul trecut, am văzut ce a însemnat lockdown-ul anul trecut, când lumea nu știa, nimeni la nivel global nu știa ce înseamnă această pandemie și toți au luat decizia să închidem economiile. Am zis, băi, oprim tot, distanțare, ca să terminăm cu pandemie. Și eu am văzut efectele, repet, ale pentru psihicul oamenilor. Ce a însemnat să închizi economia? Mult mai dur decât efectele pe sănătate. Și din acel moment public eu am comunicat că nu vă mai închide economia. Deși eram doar ministrul finanțelor, nu eram premier, am comunicat că eu voi fi împotriva închiderii economiei. Am mai închis noi lucruri pe termen scurt, am închis piețe, după aia le-am deschis, dar nu am închis economia. Economia în România a fost deschisă de anul trecut după acel lockdown. Motivul pentru care am spus acest lucru și am știut că o să funcționeze, am avut încredere în români, în primul rând, și în antreprenori, că toți doresc să-și păstreze afacerea. Deci dacă dorești să-ți păstrezi afacerea, înseamnă că vei face tot ce este posibil ca oamenii care lucrează pentru tine să nu se îmbolnăvească. Am avut discuții cu retaileri, cu mari retaileri. De fiecare dată îi întrebam, aveți măști? Erau toți foarte bancheri, au fost bănci deschise tot timpul. Puteai să mergi la ghișeu, erau acolo la bănci, erau oamenii, discutau la un metru în față cu mască. Dar toți erau interesat ca oamenii să fie sănătoși pentru a-și menține afacerea deschisă. Pe asta am mizat. Și a spus, putem să mergem înainte, fiecare va lua măsurile necesare ca să putem să funcționăm și vom trece peste perioada asta. Bineînțeles că sunt unele zone cum erau restaurantele, din păcate, unde trebuia să fii fără mască și am observat că acolo, ok, sunt diferite date, dar acolo exista un risc mai mare. Și alte zone unde puteam să se întâlnească oameni. Dar asta, iar în România, a fost, cred că, singura țară din Europa unde au fost deschise pârtile de schi. Nu a fost în altă parte. Am discutat, am spus, domnule, distanțare, am trimis și poliția să se asigure puțin. Acum, comparativ cu Europa, România a fost una dintre cele mai relaxate din punct de vedere al restricțiilor în ultimele șase luni. Exact, dar asta am încercat pentru că am avut încredere că oamenii doresc să-și păstreze afacerea. Nimeni nu este nebun să-și omoare propria afacere. De la asta am pornit. Și până acum a funcționat. România a dat rezultatele astea astăzi. Nu sunt relaxat, dar am încredere, iarăși, că noi vrem să trecem peste pandemie. Am încredere în oameni că vor face tot ce trebuie să treacă peste pandemie. Aud foarte mulți, în special din cei care mă tot critică, statul să facă mai mult pentru campania de vaccinare. Statul a făcut. Reprezentând statul, am spus, am luat dozele de vaccin, să ne vaccinăm fiecare fără te duci cu buletinul și te vaccinezi. Am făcut și campanii, am vorbit eu, m-am săturat eu de mine de campanii de vaccinare. Cam atâta e ce poate să facă statul. Vom oferi mai multe resurse pentru a avea mai multe centre și așa mai departe, dar până la urmă, responsabilitatea este a noastră tuturor, a societății. Și aici am început să am discuții cu liderii de business, cu lideri din domeniul cultural, din biserică,
pentru a implica pe toți în această campanie. E nevoie de mesajul tuturor oamenilor în România, nu doar de mesajul meu. Eu sunt politician până la urmă și știm foarte bine că încrederea în politicieni nu este foarte mare. Mai mult, am tot vorbit despre campania de vaccinare și lumea care spune, n-ai tot spus, lasă. E nevoie și de voci proaspete și sunt sigur și astăzi am avut o discuție cu un grup, o asociație care reprezintă interese unor companii mari din România. Toate se implică, vor veni cu propria campanie de vaccinare, pentru a susține campania de vaccinare, dar din același motiv, pentru că sunt interesate să rămână deschise, oamenii să fie vaccinați, să fie la birou fără mască și așa departe. Deci interesul este al tuturor, acum, nu este doar al meu. Acum, sigur că toată lumea se întreabă când vă țineți de promisiune și când o să mergeți în vamă. Nu știu când apare podcastul, s-ar putea să mă duc săptămâna viitoare doar puțin prin vamă, dar o să mă duc de mai multe ori în vamă. O să fiu, deci nu va fi o întâlnire socială cu prietenii? O să merg și cu prietenii, de fiecare dată merg cu prieteni, dar nu o să anunț. Lumea o să știe, o să pun, facem așa, o să pun pe Instagram o filmare când sunt în vamă. Și lumea știe că sunt în vamă. Și cine ajunge, ajunge, cine nu, nu. Am văzut că în momentul ăsta e oarecum o dezamăgire în rândul organizatorilor de festivaluri care s-au simțit, nu știu dacă trădați e cuvântul, dar... Dar nu, de ce? Eu știu la ce vă referiți. La faptul că nu pot să organizeze festivalurile în numărul de persoane pe care și-l doresc. Vedeți? Suntem în pandemie totuși. Asta ar fi prima remarcă. A doua, eu am spus tot timpul de la 1 august. Ceea ce noi am publicat acum se referă la concerte până la 1 august. Niciodată nu am spus că vor fi evenimente până la 1 august și totuși dăm voi evenimentele până la 1 august, cu un număr limitat. După 1 august vorbim de altceva. Și ăsta este mesajul pe care l-am dat tot timpul. După 1 august putem să vorbim de alte relaxări, alte condiții. Până la 1 august, până când sperăm să avem, să fim la 50-60% din populație vaccinată, acestea sunt condițiile. Eu zic că decât nimic, e mai bine să avem decât 0,5 mii de persoane, eu zic că este mai bine. Ok, toți am vrea să fie un festival de 60.000 de persoane, dar nu prea văd prin Europa să se facă altele decât la noi. Noi dăm acum voie la festival să se facă în acest moment, începând din 1 iunie. Mai mici, adevărat, dar se fac concerte, evenimente private, etc. Nu prea văd prin Europa lucrurile astea. Pe de altă parte, e adevărat, au fost sectoare ale economiei care au prosperat în pandemie și au fost sectoare greu lovite. Și cumva, în momentul în care un om e trântit la pământ, îi poți înțelege inclusiv furia. Eu înțeleg și am discutat, eu discut cu... Horeca, cu organizatorii evenimente, cu acest domeniu de un an de zile, nu este prima oară. Am făcut pentru acele măsuri pe care le-am făcut anul trecut, IMM Invest. Au fost făcute în mare parte după discuții cu sectorul privat și au fost ajustate ca să includă restaurante și cred că restaurante erau al treia sau al patrulea caen care a accesat IMM Invest. Un an de zile am scutit tot sectorul de impozit specific. A fost o măsură de șomaș tehnic la care au participat și am plusat la întoarcere încă 3 luni de zile plătit jumătate din salariu. Deci tot timpul am avut discuții și am încercat să ajut prin aceste măsuri sectorul. Și acum fac ceea ce de fapt sectorul vrea de la început, să se deschidă lucrurile. Bineînțeles, nu putem să le deschidem peste noapte la ce era înainte. Nu facem asta în niciun sector. Dar eu zic că această etapizare este ok, putem să începem cu concerte mai mici, bucuria unui concert o să fie aceeași, toți o să fim nebuniți, poate facem mai multe, mai mici și mai multe decât unul sau două și putem să accesăm cu toți. Vor fi și perioade mai bune. Nu trebuie să uităm că încă este o pandemie. Asta trebuie să ne aducem aminte tot timpul, că încă nu a trecut pandemia, chiar dacă eu par așa m-am relaxat și ne-am relaxat în condiții înainte, până la urmă este o pandemie și acum o lună de zile aveam 1400 persoane la ATI. Deci trebuie să ne gândim că e o chestie serioasă. Dar care e businessul ideal pentru dumneavoastră ca premier al României? Descrieți-mi un business românesc de care premierul României este mândru sau ar fi mândru să aibă cât mai multe? Cred că nu există un business în sine. În fiecare sector. Sunt foarte mândru de
această explozie de cafenele, de exemplu, și de prăjitorii. Mie mi se pare un lucru genial că România face acest transfer. Sunt mândru de fabricile noastre, care, companiile noastre care fac componente și pentru Boeing și pentru Airbus și pentru F-16 și așa mai departe. Avem astfel de componente. Avem și Dacia, avem și Ford aici. Deci, și de industria turismului. Am fost pe litoral, să știți că eu merg și în alte țări, dar merg și la noi pe litoral. Sunt locuri foarte, foarte tare și la munte. Deci sunt, bineînțeles că în fiecare sector sunt foarte multe bune, dar mai sunt și mai puțin bune. Dar competiția e cea care le face bune. Și de fapt, asta este un alt lucru pe care trebuie să-l învățăm. Și care socialiștii sau propaganda socialistă, anii noștri de comunism pe care l-au distrus. Competiția e bună. Competiția ne ajută. Competiția face ca să avem servicii mai bune în orice domeniu. În cafenele, între cafenele, competiția între cafenele e bună. În turism, în orice. Dar vă arăt, mai e bună în ceva competiția. Chiar și vaccinare. S-a creat așa natural o competiție între București, Cluj, Timișoara. Ați simțit-o? Da, este o competiție la vaccinare. Domnul Boc și cu mine vrem să vedem care e festivalul cel mai mare, primul. El vrea să fie Summerwell la București, el vrea să fie în tot. Să vedem care e între ele. Dar există o competiție și se uită la rata de vaccinare. București este pe primul loc, ca să știi. Este peste Cluj? Este peste Cluj, da. Acum avem rata, este 42 parcă București, și Cluj e 39. Ca județ sau ca... Ca județ. Ca municipiu s-ar putea să fie peste București. Vă zic doar așa, ca să... Să iau și eu doar o parte din București și să... Bun, da. V-am întrebat care este businessul pe care de care sunteți mândru și pe care ați vrea să-l multiplicați, pentru că de fapt întrebarea finală este cum ar trebui economia României să se dezvolte sănătos. Pentru că foarte multă lume știe că noi în momentul ăsta suntem o economie de consum. Noi consumăm foarte mult. Toate economiile consumă. Economie de hipermarket, de... Toate sunt la fel. Dacă vă uitați la compoziția produsului intern brut și luați toate țările din lume, consumul, partea de consum este cea mai mare. Așa sunt construite economiile. Există mai multe modele. Există modelul sud-corean pe baza pe exporturi, există modelul american care este pe hiperconsum. Acum, eu cred că de ce vreau de la economia noastră este să, nu o să-i spun eu, nu o să le spun oamenilor ce să facă, dar mă interesează să avem o economie în care barierele de a te muta între diferite sectoare sunt eliminate. Și asta e important pentru că așa face o economie rezilientă, o economie care rezistă la șocuri. Ce mai important este ca economiile să reziste la șocuri și negative și pozitive. O economie care crește mult prea rapid are riscul de a se supraîncălzi și asta înseamnă că vor crește prețurile și așa și așa mai departe. Dacă resursele nu se pot muta între sectoare, nu știu, din sectorul Horeca în alt sector rapid, există șansele ca să avem un bubble și să explodeze într-un anumit sector. La fel și pe partea negativă, când ai un șoc negativ, de exemplu, dacă resursele nu se pot muta dintr-un sector în altul, de exemplu, cum am trecut, avut Horeca, avut probleme. Dar să știți că din Horeca angajații s-au mutat pe livrare. Deci au fost... E nevoie de economie, pentru că asta vine din sisteme complexe, un lucru care îmi place foarte mult să studiez. Sisteme complexe rezistă foarte mult la șocuri, dacă știi cum, te uiți cum sunt construite. Deci o economie care este un sistem complex, dar care este flexibil în interior, rezistă la șocuri. Pe mine asta mă interesează. Nu poți să ai permanent 10% creștere economică. Este imposibil. Dar trebuie să ai o economie care crește și se poate reinventa singur. Și poate să revideze. Dacă un sector merge mai bine, resursele se duc acolo. Când acel sector își atinge limita, resursele se duc în alt sector care arată promisiuni și așa mai departe. Dar deci, e o economie care produce prea puțin, economia României? Da și nu. Are nevoie de investiții, are nevoie de capital. Dacă asta întrebați, e adevărat. Și asta este ceea ce am spus, nu mai stăm să așteptăm investiții străine, mergem să ne batem pentru investiții străine. Avem nevoie de capital și aici, din păcate, ai nevoie de capital străin. Pentru a construi capitalul propriu, ai nevoie de capital străin. Dacia este un exemplu foarte clar. Dacia, Renault, Ford la fel. Sunt foarte multe companii unde facem componente pentru alte companii auto. Capitalul străin vine în România
și se dezvoltă aici și devine capital românesc. Pentru că pe lângă Dacia se dezvoltă o serie de alte companii pe orizontală. Dar ai nevoie de acea infuzie de capital. Sunt multe companii de stat care s-ar putea dezvolta cu injecții de capital străin. Eu știu că e acea mantă, nu ne vindem țara, o prostie. În loc să dăm noi bani de la buget pentru a reorganiza o companie de stat, mai bine luăm un capital străin, o injecție mică de capital străin, cu care va face reformă și acea companie care este în România, este românească, capital majoritatea asta, plătește taxe în România, se va dezvolta. Deci sunt lucrurile, eu cred ferm în acest transfer de tehnologie, de know-how care vine cu investițiile străine în România. Pentru că vorbeați mai devreme despre mă rog, producția de automobile din România. Și Dacia și Ford, le-am zis pe amândouă. Povestea cred că președintele Ford în România că trenurile care transportă, trenurile de marfă care transportă mașinile produse la Craiova în străinătate merg cu o viteză de 15 km la oră. Știu, de aceea facem acel drum expres Craiova-Pitești și apoi se urcă pe autostradă. Vreau să mi-a arătat, știți, noi ne uităm acum la probleme care s-au acumulat în 30 de ani de zile. Vom rezolva o parte din ele. Și una dintre ele este infrastructura. Cât timp petrecem noi în România, deci vă spun, este din moment de la București la Baia Mare, faci că de la București la Salonic. Mulțumesc că ați amintit Baia Mare, pentru că fac drumul ăsta de multe ori pe an cu mașina. Exact. Deci faci cât faci de la Salonic. Îmi pare rău să vă spun, dar cred că vara mulți oameni vor alege să meargă la Salonic. Din păcate. Deși e foarte frumos la Baia Mare. De asta, ne ocupăm acum prin PNR și alte programe. Corectăm. Asta e, partea asta de reformă înseamnă să corectezi probleme acumulate 30 de ani de zile. Dar pe de altă parte, cuvintele astea le-a spus, cred că știu, fiecare știu, și partea conducător al României din ultimii 20 de ani. O să facem pe mandatul nostru se rezolvă, stați niște. O poveste cu încrederea. În piețe financiare contează foarte mult încrederea. Și ea se câștigă foarte greu, se pierde foarte ușor. Din păcate, fără să faci, încrederea nu se câștigă, să știți doar... Ați folosit cuvântul ăsta care mie mi se pare sfânt, sacru. Încredere. Mi se pare că societatea, umanitatea de fapt, poate merge mai departe sau s-a dezvoltat doar pe încredere. Da. Dacă eu, cel care mă vaccinez, am încredere că specialiștii care au dezvoltat vaccinul ăla nu l-au dezvoltat ca să facă ne omoare, ca să ne crească, ci l-au dezvoltat într-un binele populației. Dacă nu există încredere între oricare doi oameni, între oricare două instituții, mie mi se pare că umanitatea are o reală problemă. Exact. Și pe asta mențez eu. Tot încredere, și revenim la de ce are România astăzi o situație așa bună economică. Pentru că am avut încredere că oamenii își vor urma propriul interes, responsabil, vor fi responsabili. Am încredere în oameni că știu ce fac. Da, dar pe de altă parte, lipsa de încredere e una dintre cele mai mari probleme pe care țara asta le are în momentul ăsta. Încrederea statului în cetățean, încrederea cetățenilor în stat, încrederea statului în cetățeni, am lucrat la asta, v-am spus, la companii ce puțin am început cu controlul ulterior, n-au mai fost așa de multe controle. Vreau să schimbăm această percepție că fiecare român este evazionist, nu, pe care o ai dacă lucrezi cu statul. Se schimbă lucrurile. Eu sper că românii simt că se schimbă lucrurile și voi merge în aceeași direcție. Uh-huh. E important. Vreau să mergem spre acea societate în care ai un stil de viață mai relaxat în ceea ce vezi relația cu statul și îți vezi de viața ta. Deci îți vezi de viața ta, îți plătești taxele, muncești, dar nu mai ai de a face direct, poate că indirect. Lucrez la un sistem de plata a impozitelor prin care, de fapt, ești notificat că ai plătit anul acesta atâtea impozite, dacă sau mai ai de plătit, dacă ai o problemă poți să spui, dacă nu, dai ok și la revedere. Deci vreau să fie invers totul, să nu mai muncească oamenii pentru stat și pentru asta. Iar lipsa asta încrederii mi se pare că a divizat societatea foarte, foarte mult.
Suntem împărțiți într-o grămadă de tabere. Ne place să stăm în tabăra noastră sau în bula noastră, dar pe de altă parte ne place să și aruncăm cu noroi în tabăra cealaltă. Eu dacă m-am vaccinat, eu nu am o problemă cu cel care nu se vaccinează, nu-l consider dușmanul meu. Da, aici este... Societatea s-a divizat, e adevărat, și aici, din păcate, au un rol important, îl are și modul în care răspândim informația și ce informații răspândim în spațiu public. Pe la urmă, ne informăm din informații pe care le găsim pe net, la televizor, etc. E complicat, când ai o campanie de vaccinare și venim cu mesaje și cu siguranță și mai mult decât să mă vaccinez în fața românilor, să m-aș vaccina de fiecare dată dacă se putea, mai multă credere nu poți să le dai. Și totuși e trist să vezi ore în șir la televiziuni, unele cu audiență foarte mare, unde se duce o campanie împotriva vaccinării sau o campanie de negare sau o campanie care pune un semn de îndoială, un semn de întrebare. Nimeni nu a vrut răul nimănui. Toți ne-am gândit la sănătatea noastră a tuturor și este singura soluție acum de a ieși este această campanie de vaccinare. Din păcate, asta este. Dar nu doar vaccinarea e cea care ne-a divizat. Adică nu, suntem... asta e dar am divizat multe lucruri în ultima perioadă, dar eu cred că se poate face un pas spre a avea o societate unită, pentru că, până la urmă, obiectivele noastre sunt obiective aceleași. Chiar dacă politic e adevărat, putem să avem ideologii diferite. E ok. Dar când obiectivul este România, ar trebui să găsim proiectele care să ne unească și să nu ne dezmire. Dar credeți că statul, ok, politicienii, au avut un rol în divizarea asta a societății? Cu siguranță. Cu siguranță au avut, pentru că așa încercai să-ți iei bazinul electoral. Din păcate, asta este peste tot în lume, dar ar trebui cumva să înțeleagă, și am spus asta în decembrie, România mai are o șansă acum, nu mai are alegeri până în 2024. Deci avem o șansă până în 2024 să lucrăm, să facem treabă, să schimbăm multe lucruri. Ok, intrăm în campanie în 2024, atunci putem iară să ne certăm pe ideologii. Mm-hmm. Că e mai bine, nu știu, mai puțin intervenționist, cum spun eu, sau mai mult, cum spun cei de la stânga, socialiștii. Dar până atunci, avem timp să facem reforme, avem timp să nu mai suntem în campanie electorală. Trebuie să fim pragmatici cu toți. Banii aceștia pe care avem să ne luăm de la Uniunea Europeană, prin PNRR, prin fonduri, sunt bani de care beneficiază toată România, nu doar votanții PNR sau ai celor din coaliție. Și o altă valoare pe care, la care cred că țineți foarte mult, este libertatea. Acum nu știu cât de liber poate să fie premierul României sau câtă libertate poate să ia. Sunteți foarte liber. Dar gândirea ar trebui să rămână liberă. Cum vi se pare că ați putea să transferați valoarea asta mai departe? Da, vedeți, asta este partea asta din economie care mi-a plăcut mie foarte mult, partea asta de libertate, libertatea economică. Și a merge la Adam Smith, la părintele macroeconomiei, și cei gânditori, Hume, Smith, Milton Friedman, etc. Partea asta de a avea libertate nu înseamnă doar, înseamnă mai multe lucruri, înseamnă libertate în gândire, dar înseamnă și un sistem juridic transparent, onest, independent, sunt mai multe lucruri. Și la asta lucrăm, și cu reforma justiției și cu toate. Să avem o societate în care oamenii se simt liberi. Gândesc liber, vorbesc liber. Ați văzut că eu și când au fost acele proteste împotriva mea, am spus că sunt ok, doar să poartă mască, să respecte legislația mea, pentru că aia era legislația. Să porți mască. Poți să mă înjuri și cu mască, nu e nicio problemă. Dar trebuie să respecti legea. Rule of law e foarte important în a avea libertate. Ok, poate că o lege nu este ok, atunci o ducem în Parlament, o schimbăm, dar dacă este lege, ar trebui să o respectăm cu toții. Dar libertatea este și aici, gustul ăsta libertății l-am simțit prima oară în Statele Unite. Cumva, nu-mi dau seama ce este, dar îl simți. Simți, sau, ne-am eu Statele Unite, simțeam. Dar cum era
Mai ales după ce vedeam după comunism, atunci se simțea foarte bine. Adică când vă gândiți la libertate, la ce senzație din anii ăia vă gândiți? Cred că primul lucru pe care mi-aduc aminte când am simțit libertatea a fost că am aterizat în Chicago. Chiar și, ok, veneam dintr-o țară comunistă, cu pașaportul, aveam pașaportul acela vechi, cu poza lipită. Deci putea seama cea. N-am avut tipul ăla. Eu am avut pașaportul cu poza lipită. S-a uitat, dar nici acolo n-am avut sentimentul că cineva are ceva cu mine, deși eram, venind din comisie, în fine, aveam viză de student, dar totul era confortabil. Iar partea asta, deci, după ce treci de formalități și poți să-ți vezi de viață, în Statele Unite nu m-a interesat politica foarte mult. Deci puteai să-ți vezi de viață, să ai un job și fără să te intereseze politica. Deci era cumva in the background, deci nu trebuia să fii legat. Puteai să ai o viață normală fără să te intereseze politica, fără să știi cine. Și așa am vrut, am trăit și în România, să știți, când am venit în România și eram în banking, nu prea știam eu cine sunt politicieni în România. Cred că știam cine e ministrul finanțelor și atât. Corect. Întream viața, încercam să trăiesc departe de lucruri care nu m-a interesat foarte mult. Dar eu am foarte mulți semeni care și-au luat libertatea asta de a nu interesa politica pentru că au ajuns să fie scârbiți de politică. Îmi pare rău, e adevărat. Și cred că îi știți pentru că veniți din mediul. Știu și vă spun, eram acolo. Din păcate, politica ne afectează foarte mult viața de zi cu zi, adică deciziile politice ne afectează. Și de aceea eu vreau să avem o guvernare în care deciziile politice sunt cât mai puțin intuzive, deci nu afectează viața oamenilor. Din contră, reglementează un cadru în care oamenii să-și facă treabă. Dacă se poate să mai și iasă, e adevărat. Dar revenind la libertate, este acel sentiment, nu știu, sunt mai multe cumulate, e complicat de explicat, dar rămân. Am mai simțit libertate și în România, în 20 decembrie 1989. Mm-hmm. Unde erați? Eram la Râmnicu Vâlcea, îmi făceam tema la fizică. A fost foarte fericit că nu trebuia să mă duc la meditație. Deci a fost o zi fantastică din punctul ăsta de vedere, dar... Și atunci era un sentiment pe care nu o să-l mai ai niciodată, de eliberare. Deci ăla e un sentiment de eliberare, dar de libertate a fost când am ajuns în Statele Unite. Sunt lucruri total puțin diferite, dar care te marchează pe viața. Dar e un lider care v-a marcat? Lider politic sau lider... Lider politic? Că bănuiesc că intrarea în politică ați făcut-o... fiind inspirat. E clar, da, e adevărat. Sunt de niște modele. Sunt. Este Margaret Thatcher, e clar. UK, Reagan, Ronald Reagan. Mm-hmm. Bill Clinton a fost un lider important în care eram în Statele Unite și aveam măsuri. Okay? Chiar dacă nu era... multe lucruri nu eram de acord cu el, dar era un lider important și carismatic. Dar liderii aceștia politici. De la noi... construim lideri astăzi în România, politici. Dar e foarte mișto să auzi un politician în 2021, un politician român care să nu se raporteze la niciun lider politic. Cred că Klaus Iohannis e puțin diferit de ceilalți. Știu că și n-am vrut să spun numele pentru că a spune că sunt părtinitor, că din partidul meu și de-aia n-am vrut să spun. Dar el este diferit de ceilalți. De aceea am vrut să vi spun pe cei de afară. Pentru că știu că va fi analizat prin prisma că este cu mine, dar... oameni care au avut curaj să facă reforme serioase, Balcerovici, de exemplu, din Polonia, sunt oameni la care mă uit cu admirație. Pentru că oamenii ăștia arată clar că nu sunt acolo pentru o funcție sau pentru un interes personal. Pentru că risc foarte mult și am spus asta. Și eu risc capital politic în ceea ce fac. Dar beneficiile pentru societate și pentru mine și pentru familia mea și pentru toți sunt mult mai mari că până la urmă este o decizie personală. Pentru că încerc să mă gândesc de la începutul conversației noastre ce vă ține pe dumneavoastră în jocul ăsta. Sunteți finanțist, pur sânge, n-ați pronunțat absolut, cred că de foarte puține ori, cuvântul bani. Exact, ca politician nu faci bani. Ați fost și în privat. Pierzi bani ca politician. Ați intrat apoi în politică. Nu, este o șansă. Care-i miza? Am văzut. E pur și simplu jocul pentru Florin Câțu? Nu e jocul, e șansa asta. Vă spun că nu am văzut acum o șansă. Poate n-am văzut, eu văzut și cei care erau în jurul meu și care m-au ghidat, poate. Am discuții cu oameni în jurul meu, dar
este o șansă. Pentru România este o șansă mare. Și mi-am dat seama că, vedeți, acum revenind la începutul discuției, la ce te pregătești. Nu m-am pregătit pentru asta per se, da? Deci când am început. Dar astăzi pot să folosesc tot ceea ce am învățat în asta. Am asigurat că avem o reformă care să schimbe direcția României. Și eu am frustrări și vă spun, am frustrări când analizam România și mă uitam că suntem în continuare la PIB per capita pe ultimul loc după 30 de ani de zile, când Polonia era cu PIB per capita mai mic decât România în 90. Îți vine să te retragi în bula ta și să-ți vezi de... Exact, exact. Dar am avut șansa să fiu astăzi aici. Dacă voi avea șansa să am susținere de la societate, nu mă interesează doar politică, mă interesează societatea. Dacă societatea are încredere în mine și că putem să facem lucrurile astea, o facem acum. Vedem ce o să mai fie după. Avem un mandat de 4 ani în care putem să facem lucruri importante, să le schimbăm, să rămână acolo, să fie greu de demontat în viitor. Asta e altceva. Că oricând poate să vină altcineva să dea înapoi, dar vor fi complicate. Dar dacă oamenii gustă libertatea și gustă această economie pe care vreau să o construim împreună, nu vor mai lăsa pe alții să dea înapoi. Ați zis că nu i-au lăsat pe PSD să schimbe partea cu justiția. Oamenii au și am ieșit toți în stradă 3 ani de zile. Pentru că am simțit cum e să ai libertatea în justiție. Asta vreau și din partea cealaltă, să ne dăm seama că se poate și după aia să ne luptăm să nu mai poată nimeni să schimbe asta. Asta mă ține acum aici. De asta vreau să stau aici. După aceea vom vedea. Da, apropo de ieșit în stradă, nu știu câți oameni ar mai ieși acum în stradă, pentru că între timp, așa cum spuneam, mulți din generația noastră s-au retras în bula lor și pur și simplu nu-i mai interesează. Nu o să le dau motive să iasă. Și într-o carte, în Legile Naturii Umane, se spune că stâlpii de bază ai unui lider trebuie să fie viziunea și, dar și empatia. Pentru că în momentul în care n-ai stâlpii ăștia doi, viziune și empatie, cei din grup, din grupul pe care îl conduci, se distanțează pur și simplu. Păi. Și asta s-a întâmplat cu foarte mulți dintre oamenii activi ai României. Corect. Aici viziune, eu cred că am și am explicat-o pentru România ce vreau împreună să facem. Eu nu și am și stilul ăsta de a nu fi singur. Eu nu pot spun mereu că nu pot să fac singur. Trebuie să facem împreună toți. Deci asta este stilul. Așa, singur, pot să stau să citesc o carte, dar nu pot să reformez o țară. Dar empatie, cred că... Adică să înțelegi nevoile. Exact la asta mă refer. Am stat și de fiecare dată cred că am avut discuții cu foarte mulți oameni pentru a înțelege ce se întâmplă în societate. Și cred că partea asta de încrederea mea în oameni vine de aici că îi înțeleg. Eu știu că pot. Chiar dacă oamenii și noi avem, poate în România, e trăsătura asta culturală de a ne zice nu se poate. Nu poți, dacă le dai oamenilor voie, ei pot. Oamenii pot și au demonstrat că pot să meargă mai departe și să facă lucruri foarte bune pentru ei. Până la urmă, lucrurile le faci pentru tine, nu le faci pentru altcineva. Asta trebuie să înțelegem, că faci pentru tine. Apropo de viziune, unde poate fi România dacă se dezvoltă sănătos în următorii 5 ani? În următorii 5 ani... Și ce trebuie să facem? Ce vrea premierul României de la noi? Următorii 5 ani să facem mai mult noi pentru români, pentru că suntem datori și avem restanțe. Deci statul are restanțe. Trebuie să facă lucruri pe care alții. N-am vrut să vă zic, dar suntem mulți care simțim asta. Exact. Să restanțe și le facem și trebuie să le plătim. Eu cred că în următorii 5 ani trebuie să, și am spus, trebuie să închem un capitol trist din istoria asta recentă a României, să se termină autostrada și Sibiu Pitești. Vreau ca românii să se urce pe autostradă la Constanța și chiar dacă doar așa lejer să ajungă la Viena și să bea o cafea, dacă vor să bea o cafea la Viena. Chestia asta a rămas, să trecem în Carpații, vreau să facem să trecem în Carpații cu autostradă. E foarte important pentru mine, asta personal. Pentru mine care vin din, cred că înțelegeți și dumneavoastră. E important să trecem în Carpații. Vin din Ardeal și să nu pot ajunge pe autostradă între două regiuni istorice ale României, mi se pare că... Asta e altă parte importantă. Trebuie să unim România și Ardealul și Moldova și Muntenia, Țara Românească, să fie unite și prin autostrăzi. Știu că pare ciudat să le unim prin autostrăzi. Dar e important pentru că așa le dezvoltăm pe toate.
Din păcate, acum s-a dezvoltat natural partea de vest pentru că este lângă graniță. Natural s-a dezvoltat acolo, vedeți? Nu a fost un plan al unui guvern să facă asta, dar resursele se duc acolo. Dar au fost și niște oameni acolo. Da, dar resursele se duc acolo unde sunt oameni buni și unde sunt unde capitalul are randament mare. De asta îmi place mie economia și este partea de comportament. Oamenii nu trebuie să le spui unde să se ducă. Ei s-au dus acolo unde au știut că pot să facă afaceri rapid, să facă profit. Din păcate, asta a fost la granița cu Ungaria, pentru că puteau să iasă, puneau pe mașină, nu trebuia să meargă pe camioane, lucrurile plecau în Ungaria și la revedere intrau pe autostradă. Deci, noi trebuie să schimbăm lucrurile astea, trebuie să dezvoltăm toată România și nu poți să dezvolți decât dacă legi aceste regiuni și ele se vor dezvolta natural. Veți vedea după aceea că nu trebuie să faci un plan național, toată lumea vine să faci un plan național de dezvoltare. Eu nu cred în așa ceva, astfel de planuri pe 20 de ani, pe 30 de ani în care spun ei investim aici, nu. Capitalul se duce acolo unde randamentul e cel mai mare și ar trebui să ascultăm capitalul, nu să ascultăm oricât de interesant și de inteligență am fi noi, nu știm mai bine decât persoanele private sau cei care își asumă riscul până la urmă, ce să facă cu banii lor. Noi doar trebuie să le creăm niște condiții în care să dezvolte. Deci asta, partea asta de în acest mandat vreau să fie și vreau să avem câteva spitale. Iarăși sună, știu, sună ciudat și sună foarte politicianist, dar nu avem spitale noi făcute în 30 de ani de zile. Niciunul. Făcute de stat. Făcute de stat, bineînțeles. Privatul, bineînțeles că își face și foarte bine că își face. Și important. Și asta, iarăși, trebuie să înțelegem. Nu, dar au ajuns oamenii să-și facă un spital. Asta mi se pare... Știu. Jignitor, adică eu ca stat român m-aș simți rușinat. Și plătim taxe și dacă știi câți bani se bagă și în sănătate în fiecare an. Ideea de din asta de privat, că aici trebuie să vă discutăm în România, privat în sănătate și în educație. Eu nu văd o problemă aici. Din contră, sectorul privat dezvoltat puternic și în sănătate și în educație reduce presiunea de pe sectorul de stat. Și asta înseamnă că avem resurse, după aceea să avem și un sector de stat puternic. În București, un exemplu foarte bun, reprezintă creșele, grădinițele private, care au redus și școlile private, care au redus presiunea de pe școlile de stat. Și nu mai avem 50 de copii într-o școală de stat, într-o clasă, avem mai puțin pentru că mulți s-au dus în sector privat. Deci, acest lucru care preia presiunea de pe sistemul de stat și poți să ai educație de calitate și în sectorul public, să nu mai acel overcrowding, să nu mai oameni, copii peste copii care stau la școală și așa departe. Asta nu înseamnă că militați pentru un învățământ, adică nu, pentru desfințarea învățământului gratuit. Nu, n-am spus așa ceva. Deci nu, să fie foarte clar, nu, am spus că ele pot să existe în paralel și îți permiți să-ți dezvolți un sector de stat puternic după aceea, pentru că ai resursele pe care să le folosești și îți reduc și presiunea pe termen scurt. Asta ajută foarte mult. N-ar trebui să ne fie frică de privat, nici educație, nici sănătate și în altă parte. Ele pot să fie împreună. Da. Spitalele private, uitați-vă în țară, că au ajutat foarte mult și în perioada de pandemie. Pentru că multe lucruri se puteau face acolo. Nu erau spitale COVID, deci puteam să transferăm acolo. Dar ce viitor credeți că mai au statele într-o lume care pare condusă de corporații? Citeam, nu știu, acum câteva săptămâni că Apple are 195 de miliarde cash în mână în momentul ăsta. Foarte bine. Dar nu, statele sunt importante pentru că aici avem acest sentiment de națiune. O corporație nu-ți dă așa ceva. Ai acest sentiment, ai o cultură, ai o națiune, ai identitate. Sunt foarte importante. Da, în momentul în care corporațiile devin atât de puternice, credeți că statele sunt într-un pericol? Nu văd, eu nu văd un pericol. Corporațiile sunt puternice, adevărat, dar corporațiile, trebuie să nu uităm că sunt într-o competiție cu alte corporații. Și astăzi vorbim de Apple și vorbim de Amazon și vorbim de Facebook. Când ieri vorbeam de Cisco, companii mari sau, nu știu, putem să ne uităm la McDonald's și altele în urmă. Deci, acolo, în sectorul privat, partea cea mai frumoasă e că atunci când ai succes, există altcineva care vine și din urmă și vrea să te imiteze și vrea să-ți fure succes și vrea să aibă profit mai mare decât tine. Deci eu nu mă îngrijorez de succes. Foarte bine că folosim produsele acestor companii private, ne fac viața entertainment mai ușoară, dar nu, există un ciclu economic care mie îmi dă siguranța că o să fim ok. Uitați-vă că da, statele rămân
dar companiile cam la 50 de ani așa se dispar. Vorbiți de un ciclu care pare nu economic, ci natural. E natural. Adică dinozaurii au dispărut. E natural. Deci tehnologia în mai nou întoarce lucrurile. Vă aduceți aminte, era Napster, după a venit Spotify, după a venit Apple Music și așa mai departe, pe partea de muzică. La fel și cu Amazon, care a venit, e Amazon, dar acum apar și alte, altele. Apple, care este acum în competiție cu alte companii. Și așa, deci eu acolo nu am nicio problemă. Dar mă aduc aminte de Nokia, țineți minte Nokia? Și Ericsson, erau cele mai tari telefoane și mai erau un Alcatel, parcă, nu? Erau primele, deci au fost primele. Ai să ai primul telefon, să ai acest avantaj și totuși să nu mai zici Motorola. Și acum vorbim de alte telefoane. Deci sunt confortabile. Ce vă face să intrați în panică? Pentru că văd că inclusiv despre lucrurile astea despre care vorbește o întreagă planetă cu o ușoară, cu o teamă foarte mare, că o să ne cotropească corporațiile. Că... No, evolution is everything. Nu, am încredere în evoluție și în societatea umană. Panică, mai panichez și eu, e adevărat. Dar pentru chestii mărunte, nu știu, când închide seara la undeva și nu mai ajung să-mi iau ceva. sunt lucruri. V-am spus, anul trecut am fost foarte speriat când am închis economia. El a fost cel mai greu moment? A fost cel mai greu moment. Pentru că era un guvern, eram după momentul în care eu mi-am dat demisia din... fusesem propus premier, mi-am retat... Eu credeam că asta o să ziceți, în momentul în care... întreb care a fost cel mai greu moment, momentul în care erați propunerea de premier, chiar înaintea pandemiei, și v-ați retras în ziua respectivă. Și, apropo de ce vorbeați la început despre eșec, mi se pare că l-ați dus cu foarte mult calm și relaxare momentul ăla. Da, nu, a fost un moment important, un moment important și politic, dar nu atunci. Eu m-am panicat după aceea, când a venit, pentru că a doua zi am și dat declarații și știu că eu pot să vine când zâmbesc, deci ok. Dar e un important politic și poate vorbi la un moment dat și de acel moment politic, ce a însemnat și cum s-a derulat. Dar, ce ați învățat? Că a zis că din momentele astea învățați. E despre încredere. Cum să o păstrezi, cum să o pierzi, cum să o ai în cei din jurul tău. Multe lucruri despre încredere am învățat în câteva, cred că într-o jumătate de oră atunci. Am învățat multe lucruri despre încredere. O lecție foarte bună despre încredere. În colegi? Nu oamenii din parteneri. Jurul tău. În partenerii tăi cu care lucrezi. Dar la câteva zile după, cred că așa, atunci a fost când am intrat în perioada de stare de urgență, atunci a fost complicat. Ok, sunt confortabil. Prima zi m-am panicat și a doua zi zis, ok, cât avem un buffer? Pentru că iar nu știu dacă țineți minte, anul trecut a fost o discuție la începutul anului despre buffer de la finanțe, în care eu am spus că vreau să construiesc un buffer, nu știam că vine această pandemie, dar am zis, eu pregătesc management de risc astfel. Mă pregătesc pentru zile grele și sper să fie zile bune. Preparing for the worst, hope for the best. Mm-hmm. Și aveam un buffer financiar bun și m-am chemat cu colegii la finanță și am zis, ok, hai să calculăm care sunt cheltuielile lunare, ce avem de făcut, cât rezistăm. Și mi-a spus, bă, rezistăm până în iunie. Am zis, ok, până în iunie rezistăm, deci aveam banii, eram oarecum ok. După aceea am început să facem bugetul și să facem o rectificare bugetară, aveam cheltuieli foarte mari, închideam, am închis tot, trebuie să le dăm oamenilor ceva, trebuie să venim cu măsuri. Și când am văzut cum se adaugă lucrurile, am întrebat, bă, mai avem bani? Tot până, da, mai avem până în iunie și da, deci era în mai așa. Și atunci a fost un sentiment din asta, vă dați seama, eram în aprilie, iunie, era peste două luni, după aceea nu mai aveam bani. Și am ieșit pe piețe internaționale. Am reușit să luăm bani 3 miliarde de euro și m-am relaxat. Da. Dar ăla a fost momentul dificil în care am făcut și bugetul și tot. Când vorbeați despre bufferul ăsta, care e sfatul financiar, de educație financiară? Care mie mi s-ar părea, apropo de educație, că ar trebui să fie o materie nu obligatorie, ci foarte importantă în școală. Care e sfatul financiar pe care l-ați da unui cetățean român în momentul ăsta despre... inclusiv economii, investiții. E important, știu că e complicat, că lumea spune, dar n-am din ce să fac economii, dar totul este economie. Dacă ai o casă, ar trebui să-ți o păstrezi, o investiție de care trebuie să ai grijă.
e bine să ai economii întotdeauna, să ai un buffer. Pentru că nu se știe, nu se știe când apar problemele. În același timp, e important din punct de vedere financiar să îți păstrezi o... mai ales că dacă ai de-a face cu instituții financiare, să-ți păstrezi o bonitate tot timpul. Pentru că în situații dificile s-ar putea să ai nevoie de finanțare și atunci ei vor finanța pe cei în care au încredere. Deci dacă lucrezi cu un sistem financiar bancar, trebuie să lucrezi onest și să nu încerci să dai. Când, dacă ai încercat toată să-i păcălești, va fi complicat după aceea și nu se știe când ai nevoie. Poate că știi pe termen scurt, dar pe termen lung s-ar putea să ai probleme. Și e important să fii cumpătat în orice moment. Volatilitatea asta mare, când te duci și ai dat de niște bani și ai cheltuit pe toți pentru că asta e, această volatilitate mare nu este ok. Taleb are câteva exemple foarte interesante și îl compară financiar o viață, situația financiară a unui dentist cu a unui trader, care azi este, mâine nu mai este, da? Dar financiar dentiștii sunt constanți, rămân, cresc și sunt acolo pe termen lung. Traderii, unii dintre ei, majoritatea nu sunt, rămân doar câțiva. Deci ar trebui, volatilitatea de asta nu e bună nici în economie. De asta eu țin pentru un sistem în care nu trebuie să crești cu 10% în fiecare an. O medie acolo constantă. N-ai nici crește pe mani și nici crește. Deci să fii dentist, nu trader. În comportament. Ca în comportament financiar. În comportament financiar, da. E interesant să fii trader, dar e plină lumea de trader. Cât ar fi bine să economisim din venituri dacă există un procent? Sau cât e sănătos? Cam așa, cred că sunt multe studii făcute, 20% cam așa putea să faci. Și lumea, dacă se uită prima zi, nu înseamnă nimic, dar dacă te uiți ani de zile și te pui aia 20%, să știți că se adaugă din venit, depinde și de venit. Până la ce nivel banii aduc fericirea? Cred că e vorba de confort. Dacă îți dă un confort psihic, dacă nu trebuie să te gândești des la asta, cred că e vorba de confort. Și am avut și așa. Adică personal. Nu au fost foarte bogați când am plecat în Statele Unite, știu că au luat la CR, parcă să-mi plătească bilet de avion. Deci am fost în toate situațiile. Dar personal, când ați fost confortabil din punct de vedere financiar? Nu știu dacă sunt. Dar nu mă gândesc la asta foarte, foarte des. Eu pot să fiu ok. Nu-mi trebuie multe lucruri. Dacă am cărți, cred că am ies cărți, cafea... Ce cărți aveți în momentul ăsta? Acum ce citesc acum? Am mai multe pe care nu le-am terminat. Escape Paternalism este una dintre ele pe care o citesc și am luat o carte, se cheamă Strategy. N-am strategy de pe început, Escape Paternalism este mai veche pe care încerc să o... Dar pentru un antreprenor. Foarte tare și asta o recomand. Parasitic Mind, cred că se cheamă, una lui God Sad. How infectious ideas are, ceva de asta, deci este foarte tare. Am terminat-o, deci Parasitic Mind, God. Ok, Sad. O să e foarte tare. O să punem lista asta de recomandări în descrierea podcastului. Pentru un antreprenor, așa cum vă doriți, citeam la investirea dumneavoastră, spuneați că proprietatea e sfântă și antreprenorul un erou. Și antreprenorul trebuie să fie un erou în economia României. Ce le recomandați? Ce cărți? Da, cu ce să înceapă? O trusă de scule. Deci, sunt câțiva... Mi se pare Evolution is Everything, cred că e o carte care e foarte bună. Și Taleb. Cred că toată lumea trebuie să citească Anti-Fragile. Deci asta este Anti-Fragile. Și Skin in the Game. Sunt două cărți pe care trebuie să citească toată lumea. Sunt ok. Sunt acolo foarte multe exemple bune din viața reală. Sunt mai mulți autori care sunt cam în aceeași. Dar nu recomandați neapărat. Taleb este cel care, după mine, poate să traducă foarte bine ceea ce mulți autori mai sofisticați spun. Dar el traduce foarte bine pentru omul de rând chestia asta. Deci nu recomandați neapărat cum să ai succes în 10 pași sau cum să faci primul milion, să dublezi veniturile. Este Scott Adams, are o carte interesantă, cum se cheamă, How I Fail at Everything, ceva de genul ăsta, I Still Succeed in Life. Cred că se cheamă așa, How I Fail at Everything and Still Succeed in Life, ceva de genul ăsta, e foarte interesant. Mi-e plac cărțile în care oamenii greșesc și după aia reușesc, sunt exemple, dar nu How to Succeed, nu prea... Pentru că statistic nu prea sunt relevante. Dar e un om pe care v-ați dori să-l angajați pentru guvernul României? Uh,
Da, îmi place, mi-ar plăcea să am, deși este complicat omul și este dificil, mi-ar plăcea să l-am pe tale pe lângă mine, să, să mă tragă de mânecă. Este un tip interesant. Pentru că este un erudit, este în mai multe zone. Cred că era interesant să-l ai pe Umberto Eco, tot așa pe lângă tine. E același stil. Oameni care văd altfel lumea decât noi. Pentru că așa, direct, sau formă, o vedem toți, dar îmi plac oamenii care se uită altfel la lume. Da, în copilărie aveți vreun erou? Rahan. Rahan. Clișeu. Exact. PFRQ. Atunci eram cu fotbalul foarte mult, atunci jucam fotbal, cred că erau Dobrin și cine mai era pe atunci, nu mai știu, și eu Știința, a jucat la Știința, Balace, etc. Dar din copilăria de la țară mai țineți minte, nu știu, o zi de asta fericită, fără griji? Da, erau multe de astea fără griji. Când mergeam la țară, părinții mei ne trimiteau la țară la muncă în fiecare vacanță. Și cum era ultima zi de școală, eram în autobuz și seara eram la țară. Deci primul lucru pe care îl făceam, ajungeam cu fratele meu și vorul meu și ne uitam în calendarul ortodox să vedem când e cruce cu roșu. Pentru că în crucea cu roșu nu mergeai cu vacile, nu munceai, nu făceai nimic. Și în crucea cu roșu mergeam la pește și mergeam la pește cu sapa. Pentru că așa deviam râu și peștii rămâneau pe... Și au fost multe momente când furam porumb și făceam pe câmp, când eram cu vacile, furam de la oameni și ne alergau. Când ne luau vacile ce luau acolo silvic și veneam acasă, îi spuneam bunicii că l-am pierdut și ea știa. Deci pentru că intrau în spațiul public la stat și le luau, ți le luau la obor. Și atunci noi ce am mergeam acasă că au dispărut, ziceam că l-am pierdut și ea știa unde erau. Și erau multe momente interesante și făceam multe prostii. Mi se pare foarte sănătoasă copilăria asta, da. la țară. Îmi plăcea foarte mult la coasă, dar era un moment anume când îmi plăcea. Deci cu seama mergeam dimineața, mergeam la coasă și pe la ora 10-11 venea bunica cu mâncare și cu țuică. În momentul ăla, deci, la 10 dormeam până la ora 3 sau 4, era cel mai bun somn. După ce mâncai și cu țuică, era... Siesta. Era din asta, de pe la 11 până pe la 3-4 și pe aia lucram iarăși. Dar amestecul ăla de căldură, zăpușeală, bine, era la umbră, dar zăpușeală și țuică și tot, era mă relaxa. Și eu cred în sănătatea acestor amintiri din copilărie, pentru că, de fapt, vorbesc despre apartenență, despre belonging și mi se pare foarte important să ai asta în educația ta. Și apropo de belonging, aș vrea să vă întreb, care e momentul ăsta, persoana cea mai importantă față de care simțiți feeling-ul ăsta de belonging? Sunt mai multe. Aici, vorbind de copilărie, e clar că locul ăla acolo unde era bunica mea, care nu mai este, familia mea este acolo, părinții mei, merg acolo cu plăcere. Este un loc uitat de lume. Au filmat de la televiziune sau acolo, stăteau, au ajuns acolo. Este un drum îngrozitor, sunt trei case pe un deal și vreo 5 pe alt deal, dar e fantastic. Deci și persoana din momentul ăsta? Din momentul ăsta, familia. Familia mea și Doberman. Mulțumesc mult de tot. Mie mi se pare că a fost o conversație faină, relaxată. Sper și eu, deși am intrat în unele chestii prea serioase, la un moment dat îmi pare rău că v-am dus acolo, dar sper că nu am distrus eu. Cred că a fost energia. Nu am distrus eu. Mie mi se pare foarte importantă relaxarea asta. Cred că eu mi-o doresc visceral de la conducători. Citeam un articol la un moment dat că un jurnalist povestea despre Angela Merkel înainte să devină cancelar al Germaniei, că cunoscând-o de atunci, ce l-a frapat la ea era calmul și relaxarea ei. Și erau niște ani, o cunoscuse undeva la căderea zidului Berlinului, niște ani grei pentru Germania. Și ea era, din toată marea de personaje politice, cea mai relaxată. Și cumva ea și condus Germania după deviza asta, langsam, aber sicher. Da. Adică încet, dar sigur. Pentru că în România a fost foarte multă isterie în ultimii 30 de ani. Și eu cred că isteria asta a
șefilor. Știi că isteria e ceva ce ține de șefie. Se transferă. Cred că ar trebui să înlocuită cu calmul liderilor. Încercăm. Și în același timp vă duc iarăși la o chestie pe care era și învățat în Statele Unite. Răbdare e o virtute. Și lucruri bune fiind la cei care așteaptă. Așa că de fiecare dată când vorbesc cu colegi și am în jurul meu tot fel de colegi și prieteni care îmi spun unele lucruri să se fac mai repede sau mai încet, spun că lucrurile se întâmplă într-un anumit ritm și să aibă răbdare că putem să vedem. Dacă știi exact unde te duci, cum te duci acolo, poți să controlezi. Ce cântec rock s-ar potrivi României în momentul ăsta? La asta nu m-am gândit. Trebuie să mă gândesc la așa ceva. Este unul care mă face foarte egoist și foarte arogant și nu o să vi-l spun. Ok. Vă spun după. Dar cred că România astăzi sună conii așa, dar we are the champions, cred că este, pentru că trebuie să, din când în când, ai nevoie și de să te încurajezi singur. Mindset. Exact. Ai nevoie de pat on the back. Zici, bă, am făcut treabă. După un an din ăsta greu, românii au arătat că au putut să treacă și cu zâmbetul pe buze, muzi între ei și cu afacerile intacte. Suntem astăzi aici și ne certăm pe chestii de genul trebuie să deschidem cu 10.000 sau cu 50.000 sau cu 20.000 când alții nu visează să deschidă nimic. Deci mie îmi place chestia asta, că avem aceste discuții în timp ce în alte țări nu se pot vaccina, stau la coadă, la noi putem să ne vaccinăm când dorim, plecând de aici, acum ne ducem și ne vaccinăm oriunde, în orice loc din țară. Deci românii trebuie să-și dea un pat on the back și să se asculte We Are The Champions. Și brandul de țară a României, care ați visat să fie? Sau care e acum? Acum România este... cred că am un hashtag nou pe care îl folosesc. Deci am două, am unul, hai că se poate, mm-hmm. Și este ok. Dar am unul care spune The best is yet to come in Romania. Cred că asta este. Aici suntem noi astăzi aici. Pentru România, partea cea mai bună vine și vine repede. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc și eu. A fost o discuție lungă, precum... Nu, cafeaua asta n-a fost lungă, sper că... o discuție la un slow coffee, deși viteza cu care trebuie să facem lucruri în România n-ar trebui să fie deloc slow, dar sigur. Sigur, exact. Trebuie să le facem bine. Până la urmă s-au făcut și lucruri peste noapte și după aceea le corectăm. Mai bine le facem ok, dar bine. Mulțumim, fain. Ăsta a fost episodul fain și simplu. M-ar ajuta tare mult să-mi spuneți dacă ați rămas cu ceva din această conversație. O să vă spun și eu ce mi-a folosit din povestea cu premierul Florin Cîțu. Chiar o să comentez la postarea asta de pe YouTube. Să-mi lăsați aici un comentariu dacă v-a plăcut, să o dați mai departe. Mulțumim, fain. Ce am învățat, în rest vă povestesc imediat. Fain și simplu, se întoarce și săptămâna viitoare.